Slăvit și binecuvântat să fie Tată, Fiul și Duhul Sfânt, căci și în seara asta de sâmbătă avem posibilitate să ne întâlnim de nou în casele dumneavoastră și mai ales ne întâlnim cu cei care mări pe calea înguste, care urmează învățătura Domnului Iisus Hristos și respectă poruncele lui Dumnezeu și tot ne întâlnim și cu cei care încă nu sunt în lumină, sunt în întuneric, dar tind spre lumină și prin voința lui Dumnezeu și prin ajutorul nostru și prin dorința lor vor ajunge și ei într-o zi la lumină cum am ajuns și noi. Domnul se binecuvintează pe toată creatura sa și vreau să mă opresc în seara aceasta, prea iubiților, la un subiect foarte important despre uh, lumea de înainte de uh, potop sau despre statul uh, și uh, autoritatea lui. Dacă noi vorbim de la început și o luăm de când Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva în grădina Edenului, nu a fost niciun stat, n-a fost nimica, ce Adam a fost ca și un Dumnezeu al planetei Pământ. Și s-a spus, îmulțiți vă și stăpâniți pământul acesta. Astea au fost poruncile date și să nu mâncați de în pomul cel oprit. Atâta. Mai mult n-a fost nimic. Și au trăit o vreme îndelungată ei în grădina Edenului, fiindcă am vorbit și mai repier și acum, că o zi din grădina Edenului era egală cu o mie de ani din, în afara grădinii Edenului. De deci, ce și Dumnezeu i-a spus lui Adam că în ziua când vei greși, în aceea zi și vei și muri. Deci era vorba de o mie de ani. Așa scrie și în Biblie și așa știți și dumneavoastră și este, este cuvântul lui Dumnezeu și nu-i cuvântul nostru. Și nu era pe tip, după aceea, după aceea Adam a ascultat de Eva, Eva a ascultat de satană care s-a prefăcut într-un șarpe, șarpele nu era ca aici de acum care vedeți voi că se târie așa ca un baston, ca un toiac. ci era un animal puternic, frumos, strălucit, cu picioare și mâini și cap, o frumusețe deosebită și a venit și a stat de vorbă în limba pe cei pe care vorbea Adam și Eva și i-a convins că ei dacă mănâncă din mărul oprit nu vor muri, ci vor fi ca și Dumnezeu. Vor fi ca și Dumnezeu. Și Eva a crezut. Și a luat și a mâncat și a văzut că gustul e bun și l-a îndemnat și pe Adam să mănânce din fructul acesta. Și Adam, ascultând-o pe ea, a mâncat și el. Și când Dumnezeu a venit și a întrebat, Știi în tot ce fac ei? Unde sunteți? Ei au spus, aici suntem, Doamne, dar ne rușine să ne învățășem că suntem goi. Goi, fiți atenți, bine, cuvântul gol nu înseamnă dezbrăcat, numai cum spuneți voi că era dezbrăcat cu peile goale, nu. Era vorba că erau goi întregi, nu mai era Duhul lui Dumnezeu, ci era Duhul lui Lucifer, că ei s-au tradat pe Dumnezeu și au trecut de partea lui Lucefer. Și atunci Dumnezeu le-a schimbat trupurile, le-a îmbrăcat cu haine de piele, așa cum suntem și noi, că avem piele pe noi, asta e haină de piele, nu că Dumnezeu a tăiat animale și le-a jertfit și din piele și le-a făcut haine. Toate aceste povești povești minciunoasă. Asta a fost problema pe care a făcut-o Dumnezeu. Și niște trupuri slabe și i-a spus acum Adam și Eva, vă scoatem din grădina Edenului, și veți lucra pământul în sudoarea feței ca să vă câștigați pâinea și e, trupul vostru e făcut de înțărână, l-am făcut, acum l-o prefăcut, momentală. Și înapoi în se va întoarce. Și așa și a fost lucrul acesta. E, el a muncit și a murit la 930 de ani, nici, nici n a împlinit zeu aceea care trebuia să o împlinească promisă de Dumnezeu. Când zeu când păcătuiește, zeu va muri. Nu era pe atunci nici un stat. Lumea se mulția pe pământ, nu era nici primărie, nu era nici guvern, nu era nici autorități, nici poliție, nici armată, nu era nimic. Oamenii erau liberi, liberi absolut. Cine ce vroia, aceea facea și trebuia să facă după o înțelepciune dumnezeiască care era pusă în Adam și Eva de la început. Dar deoarece ei l-au ascultat pe Diavolul i-a lăsat în mintea lor blăstămată, fiți atenți pe și atunci și pe unii din noi acum îi lasă în mintea blăstămată să facă tot ce vreau și făceau faceau tot ce vreau trăia bărbat cu bărbat, trăia femeie cu femei, trăiau cu animalele făceau combinații tragedii mari când citiți literatura de pe vremurile cele și lucrări de multor proroci care nu sunt în Biblie era imposibil ca să fie atâtea lucrări în Biblie atunci îi ceva groaznic ce era. Și Dumnezeu, văzând toată urăciunea aceasta, ce să face, a trimis 200 de fii, citiți cartea lui Enoch, ca să-i învețe pe oameni disciplina, ascultarea de cuvântul Dumnezeu și să fie o rânduială, pus o ordine. Dar ei au venit și au început un pic să facă ordine și apoi s-au unit cu fetele oamenilor, care erau frumoase, strălucite, că erau din Adam, adamiste, și pe ei s-au început să se mulțească. S-au născut fii numiți espolini sau uriașe și acum ce se întâmplă? Ieșind din gradina Edenului, au primit pedeapsă și Adam și Eva și șarpele și mai departe viața merge din greu în mai greu. Ei, problema este că acum omul a ajuns să se mulțească ca și în lumea animală. Puneți în voi dacă nu e adevărul. Oamenii se mulțesc ca și animalele. Ceea ce fac animale, ceea ce fac și omul. Plus de asta că omul încă mai face și mai mare crimă, că avortează și omoară pe cei nenăscuți, pe când animalele nu fac lucrul ăsta. Dar în ceea ce constă măslirea, și nașterea, este exact ca și la animale. Numai că la animale încă este un plus, căci puiul, mânzul sau eu știu care se naște copilul, Animal care se naște, în zeu aceea el și pe picioare. La om copilul îmi la pistonar sau mai târziu sau eu știu cum. Mă rog, știți voi lucrurile acestea. Vedeți cum s-au dus problemele acestea. Și nu era nici, nici un stat, nici o nimică mare. Dumnezeu văzând aceasta s-a retras toată autoritatea și puterea lui, a retras Duhul Sfânt de pe pământ și l-a lăsat pe pământ în, în, mintea lui blăstămată cu oameni. Să vadă până la ce vor ajunge și au văzut că au ajuns la culmea culmelor. Mai departe nu mai era posibil. Nimeni nu vrea să aude Dumnezeu. Nimeni nu vrea să știe cine a făcut soarele, luna, stelele, cine a făcut pământul, cine dă rodul, toate. Nu îi interesa nimic. De ei părea că ei tăiți Dumnezeu. Așa de tare a orbit diavolul. Și atunci Dumnezeu ce face? Tremea de potopul și 40 de zile, 40 de nopți, se deschid stavelarele de sus și de jos, se unesc apele de sus și de jos și neacă pământul. Noi acum dacă vedem la televizor sau undeva că undeva e război, izbucnește un vulcan sau inundație, vai, au murit o mie de oameni, au murit două mii, au murit nu știu cât. Dar ce-a văzut noi? Că au murit toată creatura. Toată creatura a murit. Vă dați seama cum a privit noi la această lucrare, când toată creatura a pierit pe pământ. A rămas el numai cele șapte suflete împreună cu dâns, era opt deja. Și le-a spus să iei de șapte perechi de animale curate și opt perechi necurate. Și Dumnezeu a spus, așa cum am dat dreptul să mâncați tot, vă dau drept să mâncați iarbă, așa vă dau voie să mâncați și lumea animală. Tot ce are duc de viață. Ei, dar vedeți aici că noi nu mâncăm toate ierburile, toate verdețele, că multe verdețele au o travă. Le-ai mâncat, au trăit și ai murit. Aici trebuie să folosești înțelepciunea, să știi că aceea se poate de mâncat și asta nu. Dar pentru asta trebuie să fie iluminate Duhul Sfânt. Și apoi ne iluminăm unul pe altul, ne învățăm. Plus de și asta, Dumnezeu mai tremă și îngeri care se învețe și un pic de medicină, cum să facă din verdețuri diferite medicamente, ceaiuri și așa mai departe că diavolul dușea tot felul de boli. Apoi din lumea animală a spus, tot ce are duc de viață se mișcă, mâncați. Ei, dar noi nu putem să mâncăm toate animalele, nu vom mânca uh, gândacul de Colorado sau altele care duc de viață. Aici de-o pus iar înțelepciune, că sunt și animale care sunt otrăvitoare, ai mâncat, te otrăvi și ai murit pe loc. Deci aici trebuie de înțeles lucrul acesta dacă ai înțelepciune, dar dacă n-ai înțelepciune, ai să începi să critici. Și îndată o să găsați că de ăștia care au o Biblie, dar e plină de praf și în dat el cere, dați-mi un verset, dați-mi două. Citește Geneza, citește Biblia, citește cărțile mai lor proroci. Ce crezi că eu am să-ți dau câte, o, câte, un verset sau am să fac studiu biblic cu fiecare în parte? Nu! Aia este lucru care vă le dau, toate sunt în Biblie și în toate cărțile marilor și micilor proroci, care le puteți găsi. Ei, lucrul acesta, Adam, după 930 de ani, a murit, la mormântat și sufletul l a luat și l a dus în locuința morții. Și a stat acolo 3000 de ani și ceva până a venit Domnul Isus Hristos și a început să stabilească o ordine înainte de a venit Domnul Isus. Hristos a stabilit o ordine să facă niște guverne, să facă state și s-au format imperii. Ei, asta e lucru istoric, așa vă spun în câteva cuvinte, o paranteză. Și pentru ce trebuie să fie guvernele de-a pus Dumnezeu? Ca să facă o ordine pe cel rău să-l pedepsească, să aibă frică de cezar, iar pe cel ce face bine să-l, mă rog, să-l laude sau să-i spui de bine. Că alte nu se poate, că omul era așa. Întâi n-a pus Dumnezeu împărat, întâi a pus Dumnezeu judecător în Israel și apoi Israel a vrut așa ca și neamul de împărat și l-a pus primul împărat, a fost Saul fără votare, Dumnezeu n-a avut nevoie de votare nimănui, l-a pus pe David fără votare nimănui, l-a pus pe Solomon fără votare nimănui și așa mai departe. Citiți acolo toți la regi 1, 2 și veți găsi toate lucrurile pe rând. Și într-o zi poporul lui Dumnezeu, Israelul, a zis, Doamne, ne-ai dat un împărat atât de rău în conducători, care a spurcat templu, că a dus jertă ca porc și toate. Și Dumnezeu le-a spus, n-am găsit împărat mai rău să vă dau pentru voi. Asta e cel mai rău pentru voi. Că l-ați meritat. Din cauza că voi n-ați votat, m-ați părăsit și nu respectați poruncere și cuvântul meu. Așa avem și în zilele noastre prea iubiților noștri. De ce în zilele noastre am ajuns exact ca în vremea lui Noie? De ce a spune Domnul Iisus Hristos? Va fi ca în zilele lui Nuie. Vor bea, vor mânca, vor face ce-or vrea, vor strânge avieri, se vor marita, se vor însura. Dar nu vreau să te ducă la cezar să se registreze, să se înscrie, nu. Că el are răspundere atunci, el e capul familiei. Și atunci el trebuie să răspundă de soție, de casă, de masă, de pâine pe masă, de copii, de educație, mă rog, așa mai departe. Dar să el ce? N-am nimic, copiii nu știu cu ei, mi caută. Dar ca să faci ADN-ul, păi îți trebuie avocat, îți trebuie bani, îți trebuie judicătorie, până când ajung la cei de-am un copilul, se căsătorește și nu-i mai trebuie să știe cine e tata lui și sau, sau cine nu-i tata, știe numai cine e mama. Vedeți? La ce am ajuns noi în zilele noastre? Familia civilă o numim noi. Acum trebuie de micuți să învățăm cum să știe ei să trăiască viața sexuală animală. Și cum să păzească, să nu, ai, să nu nască, ca să oprească nașterea, să fie homosexualismul și lesbianismul și așa mai departe, ca să oprească ce poruncă al Dumnezeu să se calce în picioare. Și atunci care nu vreau au o leacă de frică de Dumnezeu, parcă nu vrea să trăiască bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Trăiește bărbat cu femeie, femeie cu bărbat. Dar când e vorba de naștere, face avort și o l-omoră că nu-l pot ținea, că acum atâta greutăți ce sunt, atâta cerințe, nu sunt în stare. Dar oare tu ești în stare să te hrănești pe tine? Dacă mâine Dumnezeu te paralizează și te peronește de pat, cât copii poți tu să hrănești? Că te o altă pe tine cu lingura și tu nu-i putea înghiți. Oare nu Dumnezeu are grijă de fiecare vietate, de fiecare pasăre, de fiecare furnică, de, de fiecare vietate și-o creată -o El? Oare Dumnezeu nu știe și că ne trebuie nouă aceste lucruri? Dar ne dă atât cât vrem. Nu cât vrem, dar cât ne trebuie, cât vrea el. El știe că ne trebuie. Și noi suntem călători prin lumea aceasta. Intrăm în lumea asta pământească și ieșim și plecăm mai departe. Că spune Biblia, călători, străini și pribagi. N-ai dreptul la multe lucruri dacă urmezi calea lui Hristos pe care l-a venit și a stabilit-o și a adus învățătura de la Tatăl, văzând că lumea pierde toată în întuneric, și a spus, urmați calea mea. Eu sunt calea adevărul și viața veșnică. Ei, dacă vrem să descifrăm mai bine, el este ne-a ratat calea, ne-a spus adevărul și a spus că la urmă primim calea viața veșnică, dacă mergem pe această cale. Dar dacă alegem calea largă, asta e voința noastră, Dumnezeu nu ne încurcă, ne lasă până la capăt, la capăt vom vedea. Și nu o să ne judece nici Dumnezeu Tatăl, nici Domnul Isus, tot că este Dumnezeu, nici Duhul Sfânt, nici îngerul ocrotitor, ce o să ne judice cuvântul lui Dumnezeu și pe care noi nu l-am respectat, nu l-am împlinit. Uite, asta e toată problema, ca spune Biblia, că și cuvântul o să vă judice, că o să stăreate în față toată viața ta ce ai făcut. Ai trăit o viață mizerabilă ca și lumea animală fără de săbieți și că ai făcut mult mai multe rele decât a fi făcut lumea animală. Eu nu știu, poate dumneavoastră știți că, că animalele să avorteze sau să oprească nașterea. Nu știu de așa ceva. Dacă știți, vă rog, spuneți ca să știm cu toții, dar așa ceva nu găsim. Căutați și găsiți Biblia din 325 anul care s-a adus la primul sobor la Nikeia. Acolo este desfășurate toate lucrurile acestea. Și ea se poate găsi acum, că Dumnezeu a îngăduit și a promis prin prorocul Daniel că la urmă, la, la sfârșitul vremurilor, înțelepciunea va crește. Dar cum o să crească înțelepciunea dacă nimic nu cercetăm, nimic nu citim, nimic nu facem, Derugăm două, trei cuvinte, Doamne, Doamne, ai milă și tot. Și Domnul sus spune, cu Doamne, Doamne, în împărăția mea nu voi intra. Doamne, dar unde e împărăția ta? în America, în Australia, în Rusia, în, în Ucraina, în România, în Polonia, unde? În Uniunea Europeană? Nu! Împărăția celui este în inima ta. Și din inima ta trebuie să izvorească apă vie. Ce înseamnă apă vie? Cuvinte care se dea viață ții și al celui ce te ascultă. Vedeți care unde este împărăția? Noi de aici de jos, ne pregătim pentru rai sau pentru iad. Noi ne pregătim singuri. Așa ca și cum ai fi invitat la o, o la o nuntă, să zicem așa, pământește. Păi tu te pregătești cum să te îmbrești, la ce oară să te duci și cum să te așezi, cum te comporți la masă și așa mai departe. Așa ne pregătim noi pentru împărăția lui Dumnezeu sau pentru împărăția lui Lucefer, unde va fi suferință și chinul cel dar Domnul Iisus ne mai spune un lucru foarte frumos și încurajător, care ne încurajează mult, ferici de acei ce au parte de prima înviere. Deci prima înviere este atunci când tu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima ta, trăiești după învățătura Domnului Iisus, respecti poruncile lui Dumnezeu, nu schimbi nimica, faci fapte bune, credință vie, încredere și ești o lumină Iată ce trebuie să faci pentru ca tu să fii recunoscut că ești un ucenic a Domnului Isus Hristos. Și atunci, desigur, că pe calea aceasta îngustă nu sunt flori, sunt spini și nevoie, Dar Domnul Isus spune, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Deci noi, pe calea Domnului Isus, ni s-ar părea că ar trebui să fie rai pe cale, nu. Pecare este răbdare, cum a răbdat și el pe cale până la cruce. Și așa mai departe. Trebuie de răbdat până la sfârșit. Ei, unii zic, da ce, eu pentru Domnul răb, dar nu răb pe soț, pe soție, pe mamă, pe soacră, pe frate, pe soră, pe vecină, pe șef, pe preot, pe păstor, eu mai știu pe cine. Nu! Trebuie să răbzi totul, să ierți totul și să iubești totul. Acum, țineți minte, alt moment vreau să accentuez, care e foarte, foarte strigător la cer. Cei ce blastămă, cei ce drăcuiesc, cei ce înjure, aceia oameni plin de drași. Și drași sunt în inimă, că spune ce ai în inimă, aceea vă da afară. Și cât un drăgșor pe pe limbă, afară ca să-l aud, să știi ce-a făcut el. Și unul, un drăgșor, iasă și o, o cetate între, o legiune între înăuntru. Și mereu tu, peste fiecare săptămână, lună, zi, numai decât pe cineva în jur, drăcuiești, blastem și așa mai departe. Și îl faci pe om că este ăsta, nenorocitul ăsta, spurcatul ăsta. Dumnezeu a spus să nu numești pe nimeni spurcat, că oamenii poartă chipul și asemănarea al Dumnezeu. Când lui Pietru i-a coborât de încerea acele toate animale să le mănânci și Pietru a spus, Doamne, eu n-am mâncat niciodată. Dar, aici, dar Dumnezeu a spus, și eu am curățit, tu să nu numești spurcat. Și Pietru a înțeles că aici e vorba de oameni, de neamuri, de păgâni că e creatura lui Dumnezeu și s-a dus la Corneliu, nu s-a dus să taie animalele ale. Dar asta a fost ca să-i arete o balanță ce înseamnă lucrurile curate ale lui Dumnezeu și noi nu avem voie să le numim. Nu! Că creat, el poartă chipul și asemănarea al Dumnezeu. Și atunci te întrebarea, cine ești tu? Nu cumva te cu Eva și cu Adam? Și vrei să fii și tu un Dumnezeu? Și atunci îl numești urât. Nu! Nu fă lucrul acesta. Nu judica pe văzute, pe auzite. Toate lasă deoparte. Dacă ești plin de dragoste, de tine ai va izvori apă vie. Dragostea acopere totul. Dumnezeu prin dragostea lui, că el este dragoste, nu că are dragoste. Că cine i-a dat lui? El e dragoste. Și el acopere păcatele noastre cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Vă dați seama ce lucrare mare. Extraordinar. Deci, nu te poți închipui ce putere mare are. Și Dumnezeu a hotărât de la Domnul Iisus încoace să ne dea la fiecare de noi, suntem cât pe pământ, câte o misiune. Ne dă misiune să avem. La, să zicem de exemplu, la o femeie îi dă misiunea să nască șapte copii. La alta îi dă misiunea să fie profesoare. Și îi pune în fața ei 30 de copii anul ăsta, la anul îi pune 25, depinde cât de, de mare clasă și el lucrează 30-40 de ani și la urmă trebuie să-i să raportul Dumnezeu. Cum i-a pregătit, cum i-a tratat, cum s-a comportat cu ei, a fost ea o lumină pentru ei sau i-a bajucurit, i-a făcut nebuni, proști, debili, handicapați și așa mai departe. Ea va răspunde pentru fiecare cuvânt. Hai, fiți atenți, profesorilor! Dumnezeu ți-a dat darul de vindecare, să fii medic. Că nu toți pot să fie medici, că nu toți iubesc sângele. Unii când de sângele, leșe în altul, când vede o operație, că a tăiat ceva înăuntru, să scoată, să coasă, moare pe loc el înainte de, bol de pacient. Și te-a dat mii de pacienți care au venit la ușa ta să vadă ce faci tu. Că cezarul ți-a pus un salariu. Să vadă, tu îl trătezi, îți faci misiunea sau tu cauți să te îmbogățești pe pielea pacienților, pe pielea bolnavilor, că el stare să vândă atunci tot vinde și să dă numai să mai trăiască. Că nu știe unde se duce, nu-i pregătiți nu pregătit, se teme de moarte, că moarte nu este. Asta este o trecere. Vedeți, lucrurile ce sunt foarte și foarte importante. Cei ce au parte de prima înviere, cei nu, trec, nu vin la judecată și la moarte. Ei trec, citiți la Ioan, ei trec de la viața asta la viața cealaltă. A cei care sunt necredincioși sau cei ce sunt credincioși slăbuți, cu nume sau căldicei, aceia n-au parte de prima înviere. Aceia vor sta până când va fi a doua înviere. Dar acolo locul stau ei se așteaptă, vai și vai de suferințele și în cazul lor. Nu doresc la nimeni, nici la cel mai mare dușman. De ce, prea aici gândiți-vă bine asupra acestor lucruri. Și nu blămați și nu blăstămați guvernul. Nu blămați conducirile, nu blămați pe primari, pe, 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 pe regi, pe împărați, lăsați -o că Dumnezeu a rânduit. Toate împărățiile sunt rânduite de Dumnezeu. El știe de ce l-a lăsat pe cutare împărat să fie, pe discini, așa mai departe. Dumnezeu nu v-a spus să mereți să votați, el, a, el a, a, rezolvat în cer cine va fi. Voi și noi care suntem creștini adevărat, suntem ucenicii Domnului Iisus. Și spune în Biblia lui Ioan, citiți la capitolul 17, el ne ales pe noi. Nu noi l-am ales pe Dânsul. El ne ales pe noi. Și dacă El ne ales pe noi, noi nu mai avem ce alege. Ne-a rămas numai să ne supunem, să facem voia lui Dumnezeu. Și noi acum suntem o creatură nouă, o făptură nouă. Dacă suntem o creatură nouă, o făptură nouă, trebuie să trăim o viață nouă. Nu mai putem să facem ceea ce a făcut creatura cea veche. Nu mai putem să dansăm. Că zicea unii, o, da, dați un verset din Biblie, unii nu-i voie de dansat, că dansul e egal ca și curvia. Sunt trei locuri. Un loc este că dansul a adus cea mai mare crimă de la vremea aceea. Știți despre care este vorba? La despre Ierod și Ierodina. Veți citi și veți găsi. De aceea, dansurile s-au oprit. Bețiile s-au oprit, chefuirile, plajele, toate petrecile, toate acestea s-au oprit. Să sărbătorești sărbătorile păgânilor e oprit, să te închini la idole e oprit. Noi nu avem dreptul la lucrurile și astea prea iubiților. Închinarea o primește numai Dumnezeu. De ce trebuie să ne dăm seama? Prin Domnul Iisus Hristos, luminați de Duhul Sfânt. Noi trebuie să înțelegem, noi trebuie să facem altceva. Nu ne-a trimis aici să ne îmbogățim, nu ne-a trimis să ducem o viață de lux, ci ne-a trimis să fim noi săraci în Duh. Ce înseamnă să fii sărac în Duh? Să trăiești o viață simplă de tot, cu smerenie. Uite, două condiții. O viață simplă, cu smerenie, tu înseamnă că ești sărac în Duh. Și asta e o mare valoare pentru tine în fața lui Dumnezeu. Dacă ai făcut lucrul acesta. Dar dacă te-ai făcut zgărci, te-ai făcut lacum te-ai făcut bășicuritor, judecător, clevetitor și defăimător și așa mai departe, atunci, ea, tu nu ești o creatură nouă. Nu ești născut din Dumnezeu. Ai rămas tot născut din carne și oase. Ai rămas tot așa cum ești. Că e trupul în orice caz, ar, cum ar fi el merge în pământ și nu are nicio valoare. Spune-i că nu folosește la nimic. Dar e vorba de suflet. Țineți minte că sufletul este ființa duhovnicească care poartă chipul și sămânarea lui Dumnezeu. De ce, prea iubiților, vă îndemn în seara aceasta ca voi să vă gândiți bine asupra acestor probleme despre care eu am vorbit, să vedeți ce ați făcut și ce n-ați făcut. Că ne-a dat o portiță de ieșire din situația grea, dacă am greșit, am păcătuit, să ne mărturisim, să recunoaștem păcatele, să ne lepădăm de ele și să începem o viață nouă în Hristos, ca o faptură nouă, creatură nouă, născuți din Dumnezeu, botezați cu Duhul Sfânt și cu foc și împodobiți cu daruri duhovnicești și să aducem rod plăcut lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne va altoi în, în vița de vie, noi vom fi mladițe, vița este Hristos, mladițe suntem noi. Dar dacă ne aducem rodul acesta, ne taie și ne aruncă în foc. În foc veșnic. Nu, no, asta nu ne trebuie. Nu doresc la nimeni. De deci, ce vă rog frumos să fiți atenți și tot cei ce vreți să criticați, cei ce vreți să cereți versete din Biblie, nu pierdeți timpul. Că eu nu vă răspund nici la unul și dacă văd că voi blămați și vă eu vă blochez. Vă spun dinainte, fără supărare. Fiindcă eu nu fac aceste lucruri pentru câțiva de cei care sunt încăpățânați și blamează cuvântul lui Dumnezeu și el vrea dovezi. Dovezele v-am spus, Geneza până la Apocalipsa, apoi cărțile sfinte, cărțile lui Enoch și toate ieși Apocalipsa lui Avram, Apocalipsa lui Petru care este, ia și cartea lui Adam care este, se pot găsi acum, cititele, le cercetați luați Biblia din anul 325 care au prezentat-o la primul sobor și Constantin o tăiat mult dintre și o lăsat, că în Biblie nu scrie să celebrăm, să sărbătorim ziua de duminică. Nu! Nu! Iisus nu a schimbat-o. Nimic, nimic, absolut. El spune că n a venit să schimb legile și poruncele și poruncele, Toate au rămas. Dar se spune că prorojile au fost până la Ioan. De ce? Până la Ioan au fost despre Hristos. Am că el a spus, iată melul, Fiul lui Dumnezeu, care a adică păcatul omenire, de a ce mai trebuia să prorocești, că de acum s-a împlinit totul. Acum a rămas a doua prorocie să împlinească, să vină să-ți iei biserica. Că ea o parte luată, a rămas o rămășiță. De ce? Ca să nu vă șteargă numele din cartea vieții, să rămână scris acolo, să nu fie scris în alte cărți, atunci eu vă îndemn să trăiți după învățătura Domnului Isus, să trăiți simplu de tot și smeriți ca să fiți săraci în Duh. Să respectați cele porunci care le-a dat Dumnezeu. Învățătura Domnului Isus Hristos, care vreau să fac așa un rezumie, să trăiți după ea, să mergeți pe urmele lui Hristos, să fiți blânzi, de, de exemplu, ca mielul care a dus la macelarii și oaia tuns. Răbdați până la sfârșit totul. Chiar dacă ce n-ar fi, Răbdăm totul. morim, murim pentru Hristos. Trăim, trăim pentru Hristos. Suferim, suferim. Că pe noi să ne prigonească. De aceea vă rog să fiți cu adevărat ucenici a Domnului Isus. Și atunci vom câștiga împărăția. Noi de aici o folosim împărăția și ne-o pregătim să fie. Ea e acum în inima noastră și noi ne pregătim să mergem acolo. Și trecem de la viața asta la viața aceea. Și atunci, se unii spun, dar ce că îi duce e, sufletul îl duce în cimitir? Nu, nu, nu. Citește Biblia și spune că a murit bogat, a murit Lazar și au venit îngeri și au luat sufletul și l-au dus în locuința morții. Și la l-a dus în sânul lui Avram, pe cel l-a dus dincolo. Așa că aveți în vedere că Biblia ne dă răspuns la toate întrebările. Nu mai trebuie să crezi, să cercetezi și să fii iluminat de Duhul Sfânt. Dar dacă ești încăpățânat, dar dacă ești critic sau mai parte, niciodată Duhul Sfânt nu va fi. Că spune Biblia, nu stingeți Duhul Sfânt. Adică în sensul că îl stingeți, rămâne în întuneric. Nu mai ești luminat. Și atunci în întuneric ce vezi tu? Nu vezi nimic. Începi ca să cazi pe Dar pe bășbuite nu vei găsi nimic. Deci ea Domnul să vă binecuvinteze și să știți rolul și funcția și misiunea ta de creștin și slujba ta pe acest pământ că ai venit și trebuie să pleci. Domnul să vă binecuvinteze, să plecăm cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Amin!